Close. Go live. Going once. Going twice. We are live, George. Hei, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Asta acesta este sunetul nou de la Cripto Vineri. Țineți-vă ba și bine că venim! Da. Este un nou început pentru mine. În primul rând, acum pot să beau apă fără să îmi scrie jumătate Românie la comentarii și să mă acuze că beau apă. Hă? Am, am avut... Mi-a fost sete live-ul trecut și am băut apă și pe bune dreptate oamenii uh, au venit să, -a, să na, mă apostrofeze. M-am gândit să te ajut. Da? Da. Pentru că dacă tot ardem pe natural aici, fără substanțe, fără stres, facem sport, dormim bine... Suntem pe fresh. Ok. Da? Ești pregătit? Abia aștept. Hai! Ia să vedem. Și se aude foarte bine, Radu ne confirmă. Ți-am adus fix kombucha. Oh! Oh! Hai, noroc. Frumos. Acum o și bei. Exact, exact. Vezi că face fus. Puțin, puțin. Foarte puțin. Să nici cum, îți place. Mă, nu era. Chiar nu era. Surprinzător. <laughs> Ai surprinzător. Încerca, a încercat ceva nou. Practic, e o ediție specială în care încercăm chestii noi. Uh, da, a mea nu vrea să se desfacă. Mi-a transpirat mâinile de emoție. Aduceți, aduceți. Aduceți un mox. Mi-a făcut două videoți fui un mox nemțesc. Uh, Mi-a scris numele pe el și m-a trimis la muncă. Mi-a zis că dacă vreau să <laughs> câștig ceva și în afacerea asta trebuie să mă duc să lucrez la instalații. Corect. Doamne ajută la toată lumea. Doamne ajută să fim sănătoși. Sper că are gust mai bun decât miroase. Din fericire nu știu cum miroase, dar... A mai ok. Cu ce? Green Diamond Tea. La mine e Original Tea. Ok, ok. Pe natural. Salutare tuturor și bine v-am găsit la CryptoViner 26! Ce mă bucur că avem energie, suntem pe treabă și avem și sune de calitate pentru că de aici înainte CryptoViner vine către voi și în format audio pe orice fel de podcatcher vă place vouă. Asta dacă reușim noi să punem linkurile suficient de repede. <coughs> Pentru cei care au ratat live-ul, vom avea și timestamp-uri în descriere. Dacă aveți ceva, vă treabă urgentă, puteți să ne urmăriți live sau puteți să ne urmăriți înregistrați, puteți să ne urmăriți de acum și în format audio. Dacă vă place atât de mult cu cripto, încât nu aveți de ajuns într-un singur live, avem și canal dedicat unde avem niște clipuri foarte bune în ultima săptămână, nu-i așa, Andrei? Exact. Vrei să începem un pic cu promovarea? Chiar te rog, începem cu promo, pentru că după aceea vom vorbi de morți și răniți. Ok, perfect, perfect, perfect. Mulți morți, mult verde, avem o ediție plină dacă vreți, dar până un alt un pic de self promo nu strică. Adevărat, mai ales pe ceva care merită din punctul meu de vedere. Hai să și comutăm, să și și vadă, la, să ajungă la toată lumea informația. Ia uite Iată că avem aici. Canalul Criptovineri cu ultimul clip urcat acum patru zile, seria începută deja acum patru zile, Criptodicționar am numit eu. Așa. În... Sau Dexul Criptonian, nu? Sau Dexul limbii criptoniene, da, a fost o altă denumire cu care am venit în care vreau să luăm efectiv toți termenii ăștia dubioși pe care îi întâlnim în lumea cripto. Am luat în primul episod ca exemple 2 FA, Food, FOMO, HODL, ICO, IEO, IDO, STO și așa mai departe. Checks, DEX, un început, un început destul de ușor, aș spune eu, lejer. Pe light, așa, pe ușor. Da, exact. Și eu cred că vă va ajuta dacă treceți prin această serie de aici înainte, chiar dacă aveți deja experiență, mi-a plăcut cum mai zis cineva la comentarii, chiar dacă știam toți termenii, m-am uitat o dată ca să-mi dau un refresh sau ca să văd dacă mi-a scăpat ceva. Da, am primit chiar în mare parte doar uh, feedback pozitiv, în afară de două mici dislike-uri, <laughs> care trebuie să fie și ele acolo. Sau poate că a vrut să um... apese pe butonul de download, <laughs> nu te-ai gândit la asta? Nu m-am gândit. Da, și i-a scăpat, a alunecat. Exact. Dar nu. Până la urmă, trebuie, nu trebuie să fie toată lumea de acord, nu? Bineînțeles. Dacă vor ei doi să fie să nu fie de acord, suntem ok cu asta în rest, da, doar doar feedback pozitiv și asta mă bucură și mă încântă și mă face să merg mai departe cu această serie care este, așadar, bine văzută de la început, încă de la început. Mai pregătim pentru voi o serie de clipuri informative și despre alte tipuri de tehnologii, despre trading, despre tot felul de lucruri de bază. Încercăm să construim, un. să zicem, așa, un, un manual în abecedar mai extins, uh, chestii de bază pe care să ajute cât mai mulți dintre noi dintre voi să aibă acces uh, la informație și să evolueze uh, exact. odată cu industria asta exact. mai mult decât atât, avem și, uh, dăm acces și companiilor și tehnologiilor să vină să-și prezinte tehnologia în fața comunității noastre i-ați văzut deja pe cei de la Tipsy Labs și Ocean Protocol, mai avem pe, uh, pe țeavă ca să zic așa, încă vreo doi înregistrați uh, la chestionarul infam Criptovineri, unde luăm și puricăm proiectele și invitațiile noștri astfel încât să vedem bă, da, ce vor ăștia de la viață uh, și care e tehnologia din spate. Dacă ai doar un token, pur și simplu, recomandarea noastră este ca de obicei să ne inviți pentru că ne interesează oameni care au ceva important de arătat. Uh, Asta este un self-promo așa pe scurt. Hai să revenim însă la ediția de astăzi și înainte de orice, nu pot să nu observ cât de frumos se asortează verdele de pe burtierile noastre. Cu exact. verdele de pe perete. Andrei? Mai țineți minte că asta am spus în live-ul trecut, că o să prindem ziua asta. A venit mai repede decât uh, m-aș fi așteptat. Cred. Când suntem împreună aici edificată pe verde. E verde, da. Voi. Nu știu dacă ați observat, dacă când că... facem live-urile împreună, piața întotdeauna e pe verde și e pe verde așa gros. 15%, 15%, 15 pentru uh, ETH. O zi excelentă, o zi excelentă pentru ETH. Este Avem fantastic. Un 15%? mamă 15. Hai să, spre punem zece, și mama, ecran 1, să vadă toată lumea despre ce e vorba. Mi se pare fantastic. Ia, uite ce frumos. O, da, o, da. A. Și BTC-ul o dominanță foarte bună, la undeva la vreo 48% aproape. Da. Au urcat frumos acolo și multe alte tokenuri care merg bine astăzi. Este un perete bun de tot de verde. Ignorați roșul ăla de la USDT pentru că variația este de 0,04. Adică este clar că în momentul acesta se vinde mult USDT pentru cripto. Asta este unul dintre efecte. Multă lumea revine în piață și pe fondul unor vești foarte bune de pe Wall Street. Bursa este iarăși la niște cote în astea extraordinar de interesante. Piața duduie. Le numim bune? Nu. Le numim bune? Vrem să le numim bune? Eu nu știu dacă să le numim așa. Nu, de pentru dar... că tocmai ce l am avut în weekend aici pe Cristionețiu, care ne-a spus că nu-i de bine ce vedem și ce auzim, dar și în al doilea război mondial erau pauze de respiro. Mai venea și Crăciunul din când în când și băieții normal. se se opreau din împușcături. Normal, normal. Și oricum, viața a continuat și pe, și pe și în acele vremuri. Adică, Evident. Pentru, pentru lume a fost cât de, cât, cât de cât ușor. Așadar, Piața este bine de tot pe verde. btc a pornit primul după care a venit ETH-ul din urmă, care crește fantastic de frumos. Suntem la, Am început live-ul pe la 2090, 2100, să zicem. Sunt curios la cât termină. Că văd că a luat-o bine de tot la deal. Poate vedem din momentul acesta uh, acel bull trap? Nu? Să vedem, să vedem. Eu cred că poate fi un moment bun pentru ETH de început de creștere, pentru că se apropie... Uh, Practic, instalarea acelui Improvement Proposal undeva la începutul lui iulie, undeva în zona iulie oricum, când ar putea să vină niște schimbări majore pentru rețeaua Ethereum și cred că deja se construiește un pic de hype în jurul acestei idei. Am avut zilele trecute un testnet unde deja am început să vedem cum încep să ardă o grămadă de it din pricina tranzacțiilor, așa că e discutabil. Oricum o creștere foarte bună pentru ce am văzut în ultima perioadă și separată de Bitcoin. Asta este foarte interesant în acest moment. Exact. O creștere sănătoasă, frumoasă, care ne dă speranțe că piața își revine și că vom vedea creșterea acelea spectaculoase, pentru că nu e bulran până nu vezi creșteri de, uh, nu doar de două cifre, ci și de trei cifre, adică de sute de procente, adică dublări de prețuri în 24 de ore, ceea ce n-am avut încă. Și asta ne face uh, să credem că suntem departe de finalul acestui bulran. Dar, Fluctuații poate că vom mai vedea, însă sunt voce în această piață care spun că uh, luna iulie ar să fie luna aceea în care reporn, repornește creșterea. Însă, așa cum am mai auzit uh, și promisiuni de genul ăsta, și amenințări, uh, puține din ele se trei vom trăi și vom vedea. Exact, să nu ne îmbătăm cu apă rece, cum spune o vorbă, și nici uh, cu umbucea. Chiar, vede... exact. chiar dacă vedem puțin verde în piață zilele astea, asta nu înseamnă că iarăși uh, o să ne apucăm să creștem și să ajungem la lună foarte curând. Uh, e normal totuși după atâtea săptămâni, oh, te-ai grăbit, te-ai grăbit. Moon, baby, moed. <laughs> exact. Uh, e normal să vedem și un pic, de, un pic de creștere. Am avut și avem în continuare o perioadă cu o corecție destul de importantă în piața de cripto. și cred că sunt, trebuie să fim un pic pragmatici în perioada asta. Nu, ne eu, eu sunt bullish. Poți să fii okay, tu pragmatic, okay, de data okay. asta poți să fii tu la pragmatic dintre noi, eu o să fiu la bullish. Eu am mare încredere că ETH-ul o să rupă în Ce vorbește? bere sinistru, evident. Vă dați seama că uh, vreau un pic de optimism, vreau și ceva care să ne distragă atenția de la prezent, pentru că prezentul este altfel destul de deprimant. Este ca ori cald afară, ori e furtună, uh, ne amenințește cu versiunea Delta, uh, imprimantele go-brr-br-br-peste -br tot și nu avem risc problem. de hiperinflație, cum ne-a zis Cristionețiu de la igd Deci, este o pauză în timpul războiului sau este creșterea de care avem nevoie? Pentru că deocamdată graficele arată cam așa. Ce vedem aici? Vedem că totuși avem în primul rând să vă prezint avem pre, un grafic cu, cu capitalizarea totală a pieței și cu candele de câte o săptămână. Așadar, am avut ultimele trei săptămâni um, încheiate pe roșu, ultima dintre ele ba, chiar s-a dus până undeva la pragul de 1,1 trilioane. După care a încheiat undeva la pragul de 1,3, acum momentan avem o mică creștere de 5-6% până la 1,4 trilioane. Nu e nimic nimic foarte încurajator să zic așa, avem RSI-ul la undeva la 50%, ceea ce nu ne spune neapărat faptul că ar putea să urmeze o, o schimbare de trend. Așa cum ziceam săptămâna trecută, am văzut Bitcoin pentru puțin timp, într-adevăr, sub pragul de 30.000, exact așa cum spuneam, nu a stat mult acolo. A fost, a fost, mai mult un bear trap. În momentul în care a căzut sub 30.000, toată lumea s aștepta că gata, a venit momentul, nu mai vedem 30.000 prea curând, o să mergem undeva la 15-20.000, a venit sfârșitul și bear market. Piața încă nu uh, dă semne de, uh, de, așa un bear market puternic, mai ales la ce vești au venit. Pentru că mie mi se pare că e umplută de food în ultima perioadă. Ai observat? Bineînțeles. Bineînțeles. Știrile sunt în toate direcțiile. Dacă vrei să găsești un fel de știri care să satisfacă starea ta de spirit cu care te-ai trezit în ziua aia, le găsești. Exact. Așa că uh, ne uităm la știri și vedem ce este mai interesant. Tocmai de aceea mai puțin analiză tehnică, mai puțină predicție de preț, pentru că oricine vă promite că știe unde o să fie prețul, e un fraier și un hoț, pentru că cel mai probabil se gândește cum poate să facă niște bani de pe urma voastră, dintr-un motiv foarte simplu. Dacă ar ști unde se duce piața, ar tăcea din gură și ar vedea de treabă și ar mulți banii lui. Tocmai de aceea le mulțumim membrilor noștri care ne susțin, pentru că vine, veniți aici pentru informație, nu pentru promisiuni de preț și salutăm pe membrii noi. Salutăm pe Marius Agache, Adrian Ciochină și avem și pe Milena Margarit. Bine ai venit, Milena, să rămână. Salutare tuturor! Și salutăm și pe ceilalți membri care sunt acolo datorie. Evident, Mario Alexa, care nu a ratat ocazia să atenționeze comunitatea. Uh, nu? Mario Alexa, da. Dați un like pentru algoritm. Dați un like pentru Ateneu. Și dați un like pentru algoritm. Nu de alta, dar like-urile voastre funcționează. Ne-au ajutat fantastic de mult la Curiosity. Oamenii care au dat like ne-au ajutat să depășim o blocadă din asta. Este un zid în asta, un algoritm fantastic care se depășește foarte greu în ultima perioadă. Așadar, fie că dați un emoji, fie că dați un comentariu, fie că dați un salut sau ce vreți voi, băgați acolo la comentarii pentru că chestia asta ne ajută, dați un share să vadă și un prieten, adică dați și pe WhatsApp dacă e nevoie, pe Facebook, pe pereți, pe orice vreți voi. Important da, adică să da. ajungă la cineva. Să vadă algoritmul că se uită lumea. Da, că dacă vrei să crească Bitcoin și dai un like, o să se întâmple. La fel, dacă vrei să scadă și dai două like-uri, trei like-uri, ca să trei nu like. să exact. fie o problemă, să fie impar. o să se întâmple. Da, întotdeauna trebuie să fie uh, un număr impar. Deficată uh, când cineva dă like și mai apare cât un membru, mai crește ETH-ul. Uite, vezi, s-a mai adăugat 7 dolari. Exact, exact. 7 dolari sunt 7 dolari. Cum spunea un, uh, un mare stand-up -er al nostru. Exact. Uh, pe care îl salutăm. Bun. Începem cu cu știrile? Hai să începem cu știrile, pentru că avem știri foarte tari pentru voi astăzi. O să fie o ediție așa mai grim, da, <laughs> dar, să fie. dar banii mulți atrag și belele. Nu ai cum să ai mulți bani în cripto și să nu ai belele, mai ales dacă te cheamă Mircea Popescu. <laughs> o să venim și la el, dar începem cu John McAfee. O să vorbim și despre cel mai bogat român în cripto până recent, dar, dar începem mai întâi cu The OG, uh, John McAfee, care și-a văzut sfârșitul zilelor într-o închisoare din Barcelona zilele trecute. Ce s-a întâmplat, Andrei? Uh, din ceea ce știm momentan, ceea ce s-a întâmplat este faptul că uh, în ziua în care uh, americanii au obținut extradarea lui McAfee din Spania, unde era într-o închisoare din octombrie 2020, se pare că el și-ar fi pus capăt zilelor în celula sa, a fost găsit uh, mort mai puțin uh, vreau să petrecem timp asupra ideii uh, acesteia, deși o să mergem un pic și spre conspirațiile pe care le-a născut uh, toată această exact. poveste. Uh, vreau un pic să facem exact cum spune și titlul acestei știri, un pic de remembering John McAfee, pentru că cei care sunt în cripto de câțiva ani uh, n-au cum să nu îl aibă undeva, ori or, știi cum e cu McAfee? ori l-ai la suflet undeva, te-a te distrat și a fost ok, ori nu l-ai suportat deloc niciodată și ai o mare satisfacție acum că a murit, știi? Adică eu, eu acolo văd lucrurile. Un scurt articol de la, de la Cointelegraph în care notează principalele, principalele lui, să spunem așa, declarații și tweet-uri și realizări. Printre care cea mai celebră, cea cu. The Dickens! Exact, exact. Avem uh, acea declarație în care el a spus că până la sfârșitul lui 2020, Bitcoin o să atingă cel puțin 500.000. Asta la început. Sau o să-și taie ce are mai prețios? Nu știu, n-a spus Por... că o să taie, l-a spus că o să mănânce. Acum. Ah, ok. Știi cum e? Că îți mai rupe o coastă, că mai. om făcea și yoga, adică e posibil să nu fi fost nevoit să taie nimic. Ok, <laughs> știi. Important știa, știa e important. că doar Merlin Manson a reușit chestia asta. N-am verificat foarte mult Nici istoria eu. a ce, a cine a reușit să a, cine da. a reușit să facă treaba asta, dar suntem convinși că el a fost unul dintre oamenii care a spus că o va face și nu că doar o va face, ci că o va face pe National TV, pe televiziunea uh, care americană. Nu, știu, nu știu care televiziune, doar Nu a, spus, n -a, n a specificat pe care, dar uh, a, a spus că o să facă. Asta este cea mai uh, Legendară declarația lui John McAfee, ca să spun așa Însă, și... în ultima vreme putem să vedem clar cât de deprimat era Pentru că din tweet lui, care erau altădată contondente În cel din 25 mai spune că vede cerul și o pictură frumoasă cu norișori pufoși Oh, M-a mișcat Te-a mișcat? Da da. M-a rupt, nu am ce să zic uh, Da, McAfee e un personaj, uh, așa e cel mai ușor de descris pentru că a fost, și a, a, a reușit să facă și să producă emoții uh, în orice sferă a activat, de, de la compania pe care a lansat-o și din care a fost dat afară până la urmă, până la zona de cripto, până în Belize unde a fost acuzat de crimă, până la uh, viața lui McAfee. Este deja prin anumite documentare, și sunt convins că o să mai urmeze și alte documentare, pentru că Moșu, așa cum era alintat în zona asta de cripto, are o poveste foarte interesantă. Și vreau să vă arăt în primul rând: hai, hai să și arătăm site-ul că exact, e, mi, se pare, mi se pare cât se poate de evident mesajul. Uh, Happy Deconing 2021 site-ul nu a fost actualizat după decesul uh, lui McAfee dar uh, care e ideea de acolo se spune foarte clar că un tweet din uh, 17 iulie 2017 în care el promitea că o să facă ce, -o să, ce, -a, ce a zis că o să facă după care vine și întărește în uh, 29 noiembrie că atunci când am prezis că Bitcoin va fi la jumătate de milion până la sfârșitul anului, așa, s-a îmbunătățit predicția și s-ajungă la un milion până la urmă și chestia asta, evident, nu s-a întâmplat, și iată. Da, practic, acest site um, a fost creat în perioada aceea ca un countdown site. Ați văzut că se practică la diferite, um, la diferite chestii care urmează să se întâmple la un anumit moment, cum este uh, halvingul Bitcoin. Deja există da. un site, există mai multe site-uri pe care poți urmări live cât mai durează aproximativ până la următorul halving. Așa era și cu declarația lui John McAfee, acest site urmărea cât mai durează până la final de 2020, când el ar fi urmat să, să facă treaba asta și poate chiar ar fi făcut-o dacă nu era în închisoare, pentru că el a fost arestat în octombrie 2020. Băi, nene, îți dai seama, deci doar ăștia puteau să-l oprească, că altfel el... Cred că da, da, îl... aia, asta a fost de fapt problema, că altfel el sunt convins că asta ar fi făcut, adică nu, nu am niciun dubiu în legătură cu treaba asta. Uh, da, John McAfee, doamnelor și domnilor, un personaj în adevăratul sens al cuvântului. Unul dintre cowboy blockchain-ului. Uh, McAfee este cunoscut pentru antivirusul omonim, care, ca să-l citesc fix pe McAfee, era bun pe vremea când era el acolo. Da, <laughs> exact. Și după ce l-a vândut și a plecat, a fost făcut uh, varză. Dar este unul dintre acești cowboy-ai tehnologiei, așa cum puțin mai sunt, ca Steve Jobs, ca poate împi de Elon Musk, adică sunt oameni care și-au asumat riscuri foarte mari pentru Cred a schimba lumea. mai lume. mult Elon Musk ca să fiu sincer, mi se pare că Elon Musk seamănă cel mai mult dintre, dintre cei exact. ăștia exact. foarte mari, ca și Craziness, să spunem așa. Exact. mi se pare că Elon Musk este cel mai, cel mai apropiat de uh, John McAfee. Da, puteți să vă uitați pe acest site, sunt mai multe tweet-uri uh, în legătură cu aceste afirmații. Ce aș mai vrea să vă arăt este totuși ce uh, ce... Zone de umbrite avea John McAfee în vremea când activa foarte mult și era cea mai influentă persoană din Crypto Twitter, pentru că da a fost, a fost o perioadă în care toată lumea urmărea ce mai spune McAfee, ce despre ce monedă mai vorbește astăzi McAfee. Și ca să facem treaba asta, o să folosim o, un website care practic ține, con, ține o arhiva internetului de-a lungul timpului, Wayback Machine web.archive.org este site-ul și avem um, un moment, dacă dau eu acum. Acesta este pagina de Twitter a lui McAfee din data de um, 27/12/2017. 27 în, vârful în, vârful, în vârful nebuniei. Ia să vedem ce ne spunea nou domnul McAfee în perioada aia. Everybody buy BAT right now. Adică deja nu se mai spia în momentul ăla. Coin of the day. A început să-și facă... Uh, uite ce avea la Pine, la pint Post, în primul rând. Many of my followers have asked for an ICO of the week. Era perioada cu ICO-uri, toată lumea făcea ICO-uri. Erau zeci de ICO-uri în fiecare zi, puteai să găsești un ico și la bunica acasă, dacă te chinuiai puțin. Seamănă puțin cu ce se întâmplă și acum când se noi contactează tot felul de oameni care își facă moneduța lor? Da, pentru că tot ICO-uri sunt. Așa cum am spus și în clipul meu în dicționar, Faptul că acum nu le mai numim ICO-uri, mai ci private sale, pre-sale, uh, public sale sau uh, toate etapele astea, de fapt ele tot un initial coin offering, sunt tot o vânzare inițială exact. de monede. E același lucru. Și John McAfee s-a gândit el că n-ar fi rău să înceapă să le promoveze. În unele dintre ele a luat bucăți importante, stake-uri importante. Contra, important. cost. Contra cost, evident. Și chestia asta i-a atras, evident, și această aură negativă pentru că în o febră a era imposibil ca uh, și PTOY, habar n-am ce e PTOY. O altă monedă în acest da. moment. Basic Attention, să zicem că mai e, dar Verge, serios. Făcea foarte mult și pe Verge, care totuși este un proiect destul de ok. Beteul este un proiect... Uh, care a demonstrat într-un final că este un proiect care s-a susținut și care merge în continuare, și are, are în spate Uite, o tehnologie interesantă. Seder IO, sunt tot fel de proiecte pe care le promovăm, promo... InsurPel IO și tot felul de. InsurPel este una dintre monedele în care eu am cumpărat la ICO și cu care m-am fript o idee genială, domne, revoluționăm sistemul asigurărilor mondial și nu mai nevoie, nu mai contează din ce țară ești sau unde ești, pentru că prin InsurPel asigurarea ta de sănătate o să fie available uh, oriunde în lume, mai ales, îți dai seama ce ar fi însemnat asta, și super ieftin, Să dai seama ce ar fi însemnat asta pentru americani și cea, cum a sunat Evident. pentru americani care au sărit pe acest ICO din prima uh, și între timp, ia, hai să ne uităm ce face al nostru uh, ICO de la InSharpel, pentru că sunt curios cât mai valorează bănuții mei aruncați în InSharpel în cazul care mai există InSharpel. Ia să vedem, sunt tare curios. E primul, e, sincer, e prima oară când aud. Vouch for me. Cred că s-au rebranduit pentru că mi-aduc aminte că acesta este logo-ul, să vă și vouă. Uh, am căutat Inșerpeal și IPL, avea într-adevăr um, market cap 164. Da, ei, ei sunt cu siguranță, aparent s-au rebranduit între timp. Ia uite, a plecat de la 0,42 de cenți și am ajuns la nici nu știu să citesc suma asta. Un market cap de 164.000. Apropo că vorbeam noi zilele trecute cu cineva care a făcut o monedă din greșeală și a ajuns la un market cap de 150.000. Cam ușor, cam ușor. Cam, deci, nici nu vreau să-mi calculez. Ca să vă imaginați, banii mei din aceea ICO au ajuns de la, să zicem, au plecat de la 100 de dolari și acum sunt probabil sub nu, nu, știu, nu știu cât înseamnă toată această scădere. Dar nu nu mai contează, este o poveste E da. Evident. Uh, și ideea era Dar mai, că tu mai sper de... că se mai întoarce de la Da, grafă? da sunt convins, eu abia aștept, eu da, țin cu dinții de ei. Okay. Nu știu nici dacă mai am, că nu știu dacă mai am acel portofel, nu mai țin. Nimic. făceam foarte multe chestii în perioada aia uh, și multe dintre ele s-au uh, năruit, bineînțeles. Ce, ce, vreau să spun prin, uh, prin, treaba asta e că exact ca și în Șerpeal a făcut shilling la nenumărate alte proiecte Uh, și majoritatea dintre ele au avut aceeași soartă. Au fost oameni care au băgat mii de de mii, sute de mii de dolari în aceste ico uri și, uh, din păcate, au ajuns să-i pierdă pe toți, pentru că na, nu erau făcute nici măcar în ideea de uh, a face ceva mai departe. Deci, ideile, da, sună bine. Ceea ce vreau eu, practic, să reamintesc și să termin cu, cu toată ideea asta, poate să sună ideea extraordinar, o să dureze destul de mult timp până să o vezi uh, implementată și îți recomand să aștepți să o vezi implementată, pentru că idei bune și uh, de -astea, revoluționare are toată lumea. Uh, mai există acum niște teorii care circulă după moartea lui McAfee. El chiar și-a tatuat în 2019 WACT, pe Brand, micuțul Brand, că la 75 de ani Sau eu zic că și atât de multe moșoari, substanțe, la cât de mult consuma era încă pe treaba lui. Cam așa arăta Brandul lui. Practic, el a, a, a atenționat la un moment dat, a zis chestia asta, că dacă o să auziți că m-am sinucis, să știți că am fost asasinat. Iar nevasta lui... Chiar a crezut chestia asta și chiar crede lucrul acesta și a fost a ieșit public zilele trecute să ceară investigație în privința decesului soțului ei, pentru că ea crede că a, făcut, a fost asasinată în închisoarea din Barcelona. Ceea ce, până la urmă. Cine știe, George, în ziua de azi poți să mai crezi ceva? Poți să mai fii sigur de ceva, poate. Hai, Fate lasă că... poate. Hai că nu suntem noi uh, la nicio televiziune de genul <gătă> la care își dă cu părerea. Vă spunem ce se întâmplă și mai departe o să vedem. Uh, ce zice nevastă, uh, văduva lui Măcheafi este că ultima dată când a stat de vorbă, nu părea că are gânduri sinucigașe. Acum, m Măcheafi niciodată nu părea că are ceva uh, sau care avea vreun plan vreodată. Și atunci uh, e greu să pui. Să, să zici cu precizie că ceva s-a întâmplat. Oricum, orice da, fel de moarte într-un într penitenciar este un lucru care necesită o investigație amănunțită. Exact. Asta vreau să spun. Și când știi că omul ăsta a avut acces la atât de multe criptomonede, tare mie că mulți dintre colegii lui de celulă de pe acolo, poate că au vrut și ei un seed phrase, ceva? Moșul ne dai și nouă la 12? E, e, da, exact. E greu de, de spus și până la urmă, da. Nu a spus decât că își dorește o, o investigație corectă, justă și destul de amănunțită, astfel încât. Uh, lucrurile să fie clare în urma acestei anchete. Bineînțeles, QAnon, cea mai uh, populară rețea de conspiraționiști, a venit cu teorii, uh, plecând de la acel tweet care bineînțeles s-a viralizat oh, între conspiraționiști, okay. că domne McAfee avea uh, secrete de stat și putea să distrugă tot aparatul sistemului american și că de frică l-au uh, omorât. Exact când primiseră acces către extradare, nu puteau să-l să omoare mai devreme, a fost fix când abia reușiseră da. să obțină extradarea lui McAfee. Uh, Una eu zic, rip John McAfee. Cu, cu, cu această întâmplare se, se termină cariera lui John McAfee, vă, așa cum vă spuneam, din punctul meu de vedere, unul dintre ultimii cowboy ai blockchain-ului modern. Corect. Trebuie să spunem asta? sună, 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 destul de, sună destul de sexy ce ai spus tu aici. Și dacă tot vorbim despre vestul sălbatic, hai să trecem la cei de la Binance, C care aparent au avut uh, niște mici incidente în Marea Britanie. La prima vedere, oamenii o să sară să zică, au, Binance a uh, uh, interzis sau nu, dar dacă te uiți pe, pe prețuri, o să vezi că BNB-ul a crescut și el, La 8,77%, peste randamentul Bitcoin-ului pe 24 de ore, este la 297 de dolari în momentul ăsta. Deci, practic, uh, utilizatorilor de BNB, de Binance, de bsc le pasă prea puțin de ce regulatorul britanic, pentru că se pare că nu e chiar atât de important. Mi se pare că orice se întâmplă zilele astea nu prea pasă nimănui. Mi se pare că totuși zona asta de suport pe care au atins-o monedele în această ultimă lună este rezistă foarte, foarte bine. Au apărut știri din toate părțile lumii, din ce în ce mai rele, să spun așa. Adică, gândește ce înseamnă până la urmă treaba asta cu miningul banat de tot în China, cu toate acele ferme imense care duceau mai mult de jumătate din puterea de minare a Bitcoinului și totuși lucrurile sunt în continuare ok. Revenind la știrea noastră cu Binance, ce de fapt? Lucrurile nu sunt chiar așa cum par, toată lumea s-a speriat, așa cum ai spus și tu. Domne, din momentul acesta nu mai putem să folosim Binance în, în regatul unit al Marii Britanii. Nu e chiar așa, cel puțin momentan, din ceea ce spune, din ceea ce spune chiar Binance, ce s-a întâmplat e, e în felul următor. Avem compania Binance Markets Limited, care este una din companiile care fac parte din grupul Binance și care este uh, compania care urma să înceapă o activitate uh, legală în Marea Britanie. Cu de trading uh, oficial încorporat exact. în Marea Britanie, ca o entitate legală constituită în, pe, pe teritoriul Marei Britanii. Exact iar acest FCA, autoritatea care regularizează zona asta de trading și așa mai departe, a venit cu o, o afirmație în care spune că nu dă autorizație Binance Markets Limited să funcționeze sub nicio formă pe teritoriul Marii Britanii. Ceea ce nu oprește însă Binance să funcționeze bine mersi în conoare în Malta, din câte știu eu pentru a vinde criptoaseturi și nu alte servicii financiare. De aceea Binance.com este în continuare în picioare și puțin lume știe că deși Binance.com este o companie de origine chinezească, ea nu mai este de multă vreme localizată în pe teritoriul China, da, da. Chinei. E undeva, nu știu dacă, nu, eu am impresia că este în insulele Cayman, dar mă rog, este mai puțin relevant. Este localizată într un loc în care nu are probleme cu legile de acolo și își poate face, își poate duce mai departe toate, toate operațiunile. Ceea ce este interesant este faptul că Binance a venit, așa cum am spus, cu această declarație în care spune că Binance BML, Binance Market Limited, este doar o parte a grupului Binance, este o entitate legală separată și asta nu afectează cu nimic serviciile pe care le oferă binance.com, website-ul binance.com în zona Regatului Unit, tocmai pentru că ei funcționează ca un offshore, adică ei nu funcționează practic în. Marea Britanie, ci oamenii din Marea Britanie merg și funcționează pe Binance, care uh, exact. are totul înregistrat în insulele Cayman sau în Malta sau uh, unde o fi. Tocmai de aceea nici nu-i zice Binance.co.uk. Exact. Binance.com și cam aceeași chestie se întâmplă și în Japonia, pentru că ai observat că este și în Japonia un astfel de caz. Tot uh, cu câteva zile, chiar înainte de această uh, nebunie cu Marea Britanie, a apărut știrea cu Japonia, care a venit și-a dat o um, adresă, să spunem așa, către Binance. În care ea avertizează pe cei de la Binance, adică acest Financial Services Agency, uh, FSA-ul, să zicem așa, FSA, nu știu cum se zice în japoneză, Und nu contează. Da. Este FCA-ul lor, adică a? exact ce s-a la englez, numai că... Exact. Acuză compania că oferă servicii de crypto exchange în țară, fără înregistrare. Și agenția a mai trimis uh, avertizări de genul acesta și către platforma Bybit, deja din mai. Uh, Bybit e mai puțin cunoscut la noi, dar este mai degrabă specializat în câte am pe derivativ și pe leverage foarte puternic. Uh, și tocmai de aceea vă încurajăm să stați departe de ea. Bine, acum că v-am spus stați departe de ea, sunt convins că v-ați să căutați ceva și a, e pe mâna voastră. Uh, dar uh, după ce China a banat cripto înapoi în 2017, Binance de atunci, ca multe alte companii, a părăsit China, exact cum vă spuneam, și deja are mai mult de 4 ani de când este în offshore. Este undeva unde nu se poate preciza, pentru că nu există o clădire pe care scrie Binance la intrare. Da, pentru că Au work from home, George. Ei au fost uh, mai Is work from home decât, de 4 ani, exact. Au fost mai rapizi decât toată lumea și au mers pe ideea asta de work from home dinainte. Uh, uite, aici se specifică că a mutat operațiunile în Malta, în alte, uh, în alte locuri o să găsiți insulele Cayman, în funcție, de, în funcție de cine scrie aceste rapoarte, exact. sunt diferite locuri din care Binance operează. Cert este că, într-adevăr, momentan Binance poate și o face, operează practic dintr-o țară în care legile îi permit și tu, dacă vrei să te joci pe Binance, având în vedere că în mare parte a lumii nici măcar monedele în sine nu sunt legalizate, nu au un framework legal cum trebuie, tu poți să mergi pe site-ul lor și efectiv să te joci acolo. Chiar se întâmplă lucrul acesta, americanii, spre exemplu, nu au voie legal să acceseze Binance.com, site-ul este banat să opereze acolo, de aceea americanii sunt instruiți pe tot felul de grupuri de Discord și de Telegram să își facă VPN ca să poată intra pe Binance.com da, pentru au, pump and au, au formă de Binance.us în care da, este dar este limitat, foarte limitat. Exact, este foarte limitat, este cu totul cu și e, cu totul altceva, pentru că, într-adevăr, la ei e necesar ca uh, orice exchange care operează să fie înainte, să fie reglementat, ceea ce... Na. Mai Binance s a mai încercat să intre în Japonia prin Tao Tao, care este un exchange local, dar planul a, a, a picat recent, ceea ce arată că a, și japonezilor le place cu cripto, dar să fie de -a ei lor. Da, normal. Păi, până la urmă, cam asta se întâmplă peste tot, peste tot dacă ați observat. Mie nu mi se pare că sunt lucruri atât de negative, mi se pare că sunt chestii care se întâmplă destul de des Uh, și o, cred că, uite, ce se întâmplă în Japonia este următorul pas pe care o să-l vedem, probabil, la Marea Britanie. Adică, următorul pas la Marea Britanie o să fie să dea o adresă către Binance, în care spune, hei, uh, voi cam lucrați neregulamentar, ce faceți? După care o să mai treacă ceva timp și, până la urmă, Cred că în momentul în care o să vină și regularizarea direct pe criptomonede, probabil că um, o să înceapă și exchangurile să fie obligate să funcționeze legal în fiecare țară, cum se întâmplă în Statele Unite. Câte vreme vor mai exista tot felul de insule și de tot felul de zone de genul ăsta, de paradisuri fiscale, o să fie destul de complicat să regularizeze absolut totul, pentru că există portițe pentru tot felul de băieți deștepți în multe locuri de pe planeta asta. Ideea e că pentru tine, ca și consumator, într-un caz de genul acesta, dacă ești pe teritoriul Marii Britanii și totuși te joci pe Binance.com, Treaba e că nu are cine să te ajute. Degeaba o să te duci tu la FCA să spui că Binance ți-a luat banii sau că nu mai poți sau că ai avut o probleme. Având în vedere că ei nu i-au uh, regularizat pe Binance, asta înseamnă automat că nici pe tine nu poți să te ajute în caz de orice. Cam asta, cam așa se traduce uh, această poveste. Hai să trecem la o știre care s-ar să vă intereseze și mai mult. Știu că printre cei care ne urmăresc sunt și oameni care fac mining în țara asta. Unii dintre ei fac la vedere. Uh, am și vizitat ferme de genul ăsta. Am tot respectul pentru oamenii care încearcă să facă lucrul ăsta cât pot ei de eficient și de legal. Dacă vă interesează acest domeniu, s-ar putea să fie de interes pentru voi că cel mai mare producător din lume de calculatoare pentru mining, Bitmain, oprește vânzările de Bitcoin miners, de calculatoare de mining, pentru a-i ajuta pe cei care fac mining în China să-și vândă la mâna a doua calculatoarele pe care au fost nevoiți să le oprească. Nu știu dacă știți. Uh, da, din da. punctul meu de vedere, mie mi se, mie mi se pare ceva nu m-aș fi așteptat. Nu, nu, nu. Practic să încerci să-i ajuți pe cei din industria de mining, tu fiind un producător de calculator de mining, mi se pare solidaritate foarte chinezească. M-aș bucura să vedem genul ăsta de solidaritate și la noi, spre exemplu, românii să ajute între ei, așa cum au reușit să facă Bitmain cu minerii de acolo. Până una alta, dacă sunteți curioși, prețurile la calculatoarele de mining este în picaj, dar Uite, la mâna a doua, Bitcoin and Miner, ceva mai în vechi, sunt 2 300 de dolari. Uh, unii, unii, vând, uite, spre exemplu, astea sunt destul de slabe, astea vechi, la 180 de dolari. Este cerere destul de mare în, în afara Chinei, pentru că odată ce chinezii vor lăsa mai, or, vor lăsa mai, moare, mai moale cu mining-ul, s-ar putea să vrea alții să ia acele blocuri și, după cum știm, mining-ul se face în foarte multe locuri de pe planeta asta cu energie de la marginea rețelei, energie care, o, ori este luată din surse regenerabile, ori este prea departe de grid, ori de la o hidrocentrală sau din niște panouri fotovoltaice, lucruri de felul ăsta. Adică nu așa cum este totuși mediatizat foarte mult, că distrugem planeta minând Bitcoin și așa mai departe, pentru că exact cum spui tu, de multe ori este. De la, este o parte de electricitate care oricum s-ar fi, or, or fi pierdut, ori nu s-ar fi um, ori este regenerabilă ceea ce exact. face lucrurile să nu fie așa de negre. Adică nu este rentabil în momentul acesta să arzi cărbune ca să faci mining și uh, cei care fac mining o fac de cele mai multe ori din resurse regenerabile ca să fie ieftin și să merite. Mai ales că dacă vrei să faci mining, mai ales după halving-ul de la Bitcoin este pe calculatoarele de ultimă generație de la Bitmain care au venit foarte scumpe atunci când au fost lansate și din cauza shortage-ului de cipuri, cred eu că s-ar putea ca toată povestea să, să fie o mare binecuvântare pentru gameri, uh, pentru da. industria auto, da. e, pentru toți e... cei care așteptau niște SSD-uri și niște harduri. Și pentru rețeaua Bitcoin, pentru că nu o să mai auzim acea poveste cu Bitcoin este centralizat, este totul în china și de fapt este o vrăjeală. În momentul ăsta, chiar dacă uite, hai să ne uităm un pic pe hash rate. Hai să vedem. Uh, hai să vedem un pic hash rate-ul de la Bitcoin. Adică puterea totală, puterea totală de procesare a rețelei Bitcoin? Exact, care într-adevăr a suferit o un, o corecție, să zicem? O corecție destul de, destul de destul de puternică adică am ajuns de la vârfuri de 200 de milioane de uh, terahash, până la undeva la de 4 ori, aproape mai puțin uh, în 27 iunie la 58 de uh, milioane de terahash. Numai asta ar fi trebuit să însemne sfârșitul să însemne domne să vină apocalipsa și uite ce se întâmplă totuși cu Bitcoin și cu toată și cu toată rețeaua tocmai pentru că majoritatea lumii se bucură de o astfel de mișcare pentru că o să creeze o descentralizare și mai puternică a rețelei. Rețele, exact. Așadar după câțiva ani în care chinezii au făcut mining și au acumulat foarte mult pentru că au vândut foarte puțin din ce au acumulat acum Uh, au șansa mai multe țări să facă mining de Bitcoin câte vreme uh, mai avem ceva de extras de acolo. Nu mai știu la, la, la câte blocuri au mai rămas de extras, la, la cât suntem acum, 18 milioane, au mai rămas vreo 3. Sincer, avem 18 milioane de Bitcoin, deci ar fi Încă vreo, 3. vreo 3 care o să mai dureze destul de timp. Până Evident. Să următorul, următorul halving o să ducă reward-ul pe bloc la undeva la 3 Bitcoin, de la 6 cât este în prezent. Bineînțeles, în tot acest timp o să creștem în dificultate și lucrurile o să devină din ce în ce mai uh, grele pentru oamenii care își doresc un Bitcoin întreg. O să fie din ce în ce mai greu. Este deja foarte greu și o să fie din ce în ce mai greu să obții un Bitcoin întreg. Pe termen lung, asta este problema cu Bitcoin-ul, pentru că fiind cantitate limitată, nu ca dolarul, leu sau euro, uh, la un moment dat, dacă toți milionarii planetei ar vrea cât un Bitcoin, nu ar fi de ajuns. De, a, de suficient de mulți bitcoin. Numai în România sunt câteva mii de milionari. Și gândește-te, dacă fiecare din ei ar vrea câte un bitcoin, cu restul milionarilor de pe planetă, nu no, le-ar ajunge. Nu, 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 asta e clar. Sunt mult mai mult de 21 de, de milioane. De, de Din ce știu eu, ia să vedem, ca poate să nu spun o prostie, dar din ce știu eu, sunt mai mult de 21 de milioane uh, number of millionaires, millionaires in the world. Ia, in the the world. world. Ia, să vedem. ia să vedem. Curiozitate. Top 10 richest people. Nu... Nu, no, nu, no, nu. No. de Da, The number of millionaires increased by... 56,1 milioane de milionari, George, avem. 56 de milioane de milionari. Deci, practic... Dacă fiecare dintre ei își dorește cât un bitcoin, fiecare dintre ei ar putea să-și cea aproape 0,3 sau 0, ,3. Ceva de felul ăsta, mm -hmm. da. Ai 0,4 maxim. Da. În condițiile în care multe milioane de bitcoin sunt pierduți sau blocați prin o felul de portofele... Ca să nu mai... Da, corect, bravo, corect. Ca să nu vorbim tot de lucrurile astea, așadar, de aceea vorbim noi despre faptul că, deși chinezii nu mai fac mining deși sunt o grămadă de exchange banate aici și colo, deși sunt o grămadă de regulatori care vin și limitează blockchain-ul, deși îl avem pe Elon Musk care trolează Bitcoin, deși toată planeta pare gură cască la tot felul de oameni și instituții care încearcă să trântească Bitcoin-ul, Bitcoin-ul crește. Pentru că starea lui naturală este de creștere. Am mai spus lucrul ăsta. Când lași Bitcoin în pace, el doar crește pentru că altceva nu poate să facă. Nu este destul Bitcoin pentru câți oamenii vor încă să cumpere. Da. Hai să vedem un pic ce se mai întâmplă pe la comentarii. Ce, ce, ne, spune, ce ne spun membrii noștri pe la comentarii. Mulțumim, Sandu Gigi Cristian. Avem o donație de 5 lire, George. Hai să vedem, hai să și salutăm, de adevăr. Uh, îi mulțumim lui Sandu și le mulțumim tuturor celor care au venit alături de noi. Uite, hai uh. Mă Boss a venit și a, a devenit nub, Milena Margarit a devenit și a Nub, Adrian Ciochina. Și Marius Agachi. Și Marius Agachi. Pe care am menționat și mai târziu. Mulumenea că am ascultat până acum, dar să știți că suntem live. Chestia asta nu e registrată, prețurile sunt pe bune, sunt live acum. Sorin Olariu, eu am tranzacționat astăzi pe Binance. Nu uite aici comentariu. 56,1 milioane de milionari cu sau fără George. Nu cred că sunt încă. Nu. Nu, nu. Dar am un prieten milionar și am făcut o glumă un pic nesărată. Okay, okay. L-am avut pe Cristio Nețiu aici la interviu, știi, și în timpul interviului uh, i-am zis, bă, nu te super, dar trebuie să te întreb o chestie. Uh, știi că atunci când s-a făcut topul și ai fost întrebat, tu ai spus că ești, uh, ești cel mai sărac dintre bogați, dintre milionari. Și da, așa e. Și zic, bă, da, serios, un prieten bogat am și eu și, și, și el. Sărac, și ăla e cel mai sărac, nu? Da, ok. Așadar, dacă, dacă înțelegeți că eu. M-am. <coughs> <o coughs> scuze, m-am înnecat de, de gluma asta proastă. Uh, <coughs> Eu care uh, păstrez o prietenie așa, adică cu respect, adică eu, eu mă uit așa de jos în sus la Crisio Nețiu, ăla e milionar, ăla este un om care trăiește liber, călătorește, trăiește unde vrea, păi eu mai vin încă la muncă și nu vin în fiecare zi de plăcere. Da, hai să nu te văităm nici pe tine, George, totuși, să nu, nu să nu supărăm, ferești. să nu supărăm lumea. Nu, eu, eu, nu no, sunt nemulțumit no. absolut deloc. Eu am tot ce trebuie, lucrez doar la surplus. Exact, normal. Și aștept cu viu interes să se facă Bitcoin-ul 100 de mii să mă duc să-mi iau uh, Porsche. Corect, abia aștept să mă plin cu porșul tău. exact. Eu, eu mai aștept am, un am, pic. Am făcut gluma asta în clipul cu Porsche Cross Turisma. Mi se pare că este doar pentru membrii momentan, dar trebuie să vedeți chestia aia. Uh, practic m-am dus un pic și am murdărit de salivă o, o, mașină de 100 și ceva de mii de euro. Eu mi-am propus să nu. Indiferent ce se întâmplă, pot să facă și 2 milioane bitcoin în, nu, în, nu în curând. Nu, până, până nu o să ajung eu la, la o vârstă la care să nu pot să fac anumite chestii cu bani. Am un plan destul de bine pus la punct pe care nu vreau să-l stric, indiferent ce se întâmplă. Adică, și nu cu chestii de astea. Nu mi-aș cumpăra aisitori de genul mașini sau. nu știu. Chestii de astea scumpe care se devalorizează foarte rapid. Uh, cel puțin, momentan vreau să-mi fac plăcerile astea, dar nu acum. Haideți să-i găsim o prietenă <laughs> ca să rezolvăm problema asta. Ok, ok. Ai prins ideea, nu? Da, normal. Doar că trebuie să fie una destul de scumpă, să spunem așa. Ca să, okay. ca să reușească să mă scoată din planul și Când o să te îndrăgostești, tu o să zici că lumea se schimbă Da, pe tocmai de asta, aștept să se întâmple În același moment în care se face și clicul Și crește și Bitcoin și toată lumea e fericită Hai să mergem mai departe, George Pentru că Hai. vorbeai tu mai devreme De uh, uh, Minare verde, să-i spunem așa Hai să ne întoarcem la prietenii noștri din El Salvador Hai în El Salvador! Care, uh, o, să, o, să, o să ajute un pic bitcoinul, Pentru că o să aibă nevoie să cumpere foarte mult Bitcoin pentru că le-au promis acel... câte 30 de dolari în bitcoin la toți cetățenii. Exact, ceea ce mi se pare cool. Mi Practic pare le, de, le dă cum? pensia de peste 10 ani de acum, nu? <laughs> da, mie, mie. Cine știe cât poate să însemne acești 30 de dolari la un moment dat, o să avem, sigur o să vorbim despre faptul că la un moment dat El Salvador le-a dat 30 de dolari fiecărui salvadorian și acum înseamnă 300 de dolari sau 3000 de dolari sau mai știu eu cât. O să avem sigur discuția asta peste câțiva ani. Așadar, notați în calendar ziua în care El Salvador anunța că dă câte 30 de dolari în Bitcoin fiecare cetățean. Da. Ca să rezumăm un pic ce se mai întâmplă prin El Salvador, Bitcoin o să devină mijloc legal de plată pe 7 septembrie. Deci nu a devenit încă, nu a început toată tevatura. Oficial pe 7 septembrie Bitcoin devine mijloc legal de plată în El Salvador, adică o să te poți să te duci la Tesla, de exemplu, sau la orice altă companie. Sau, sau la stat să plătești impozitele. Sau să-ți plătești impozitele, sau să-ți faci credit, sau să. ce te duce pe tine capul să faci cu banii, ce ai putea să faci acum cu lei, de exemplu, în România, orice poți să faci cu lei în România, o să poți să faci cu Bitcoin, dacă lucrurile merg bine, bineînțeles, până la 7 septembrie. Bineînțeles. O să poți să faci în El Salvador cu Bitcoin. Exact. Ei în, au reușit, au reușit, mă rog. Au făcut în parteneria prin care au lansat acest portofel denumit Civo. Um, iar toți uh, locuitorii din El Salvador care downloadează și își fac uh, înregistrarea în acest portofel or să primească câte 30 de dolari în uh, satoshi cât sat nu știu cât satoshi vin 30 de ceva de genul 0.000089 pariez 000089. ok, mergem pe încredere <fixi> și pe calculele făcute de tine, George din cap, eram bun la <fixi> aritmetică în copilărie um, dar nu te bază stai un pic că nu știu unde am lăsat știrea. Am traducit. Până un altul uite, oameni care au văzut, evident, un uh, unul, dintre cei mai important membri ai noștri, Adelin, care zice că e blană acel Porsche. E blană bombă, Adelin! E blană bombă, e rachetă. Iar Mario a observat exact uh, că am dat atât de tare cu claxonul de s-a auzit până la Elon Musk. Ok, ok, ok. Bun. Deci, revenind în Salvador, o să dea 30 de, 30 de milioane 30 de dolari fiecărui cetățean. Asta în condițiile în care ei au o populație oficială de 6 milioane, dar undeva la 4,55 milioane de oameni în teritoriul El Salvador, poate chiar mai puțin, și din ce am înțeles, doar cei de pe teritoriul salvadorian o să poată să acceseze acest ajutor. Ceea ce înseamnă că undeva la 150-200 de milioane de dolari la valoarea actuală. Um, o să fie cumpărați de, în Bitcoin ca să, facă, ca să poată să susțină acest airdrop ceea ce o să facă un mic spike clar hey, uh, un micuț spike, la ce volume de tranzacționare sunt în fiecare micuț, zi micuț, dar, dar important este că cu această ocazie acei cetățeni din El Salvador vor da încă 50 de dolari să-și ia, să iau un ledger eventual, sau vor învăța cum, ce înseamnă be, să ai o adresă mișto, de Bitcoin. Asta, asta e interesant la portofelul acesta de Bitcoin pentru că el funcționează fără... Uh, uite, the government provided wallet which employs facial recognition can be used on devices without a mobile data plan. Cool! Asta mi se pare, asta mi se pare drăguț. Este ceva apropiat de ce uh, cred că o să prezinți tu uh, de la Samsung. O, oh, da! Abia aștept să vă arăt. Tocmai ce am terminat de filmat astăzi, cu succes uh, instalarea unui blockchain... Uh, wallet, pe Samsung, Samsung Blockchain Wallet, uh, pe sistemul lor de key store, pe chipul lor de securitate. Exact. Acum, probabil, probabil, că vă sună chineză ceva mai înseamnă acum, dar ideea este că poți să stochezi Bitcoin, Ethereum și tokenuri RC20 da. pe un telefon Samsung în siguranță pentru că au un chip de siguranță pe telefon și uh, chiar am făcut tra o tranzacție, am plimbat uh, o sumă impresionantă de cripto de pe un portofel pe altul. Vă încurajez să, aș să așteptați clipul sau să vină în zilele următoare, okay. pentru că, iată, nu ai neapărat nevoie de un portofel de 50 de dolari sau de chestii de genul ăsta dacă ai la dispoziție uh, și soluții alternative. Practic, este un portofel hibrid să-l numim așa. Nu este chiar fully, uh, fully cold, fu nu este chiar rece total ca un uh, lege sau alt tip de, de portofel, nu este nici cum sunt cele de tip Metamask, Wallet sau așa, care sunt niște simple aplicații. Are și o parte criptată în hardware-ul telefonului. Exact. O chestie destul de interesantă. Ceva de genul se întâmplă și cu acest Civo de la Salvadorian. Bineînțeles știm cu problemele, problemele, mă rog, faptul că Banca, Banca Mondială, Banca Mondială, nu? Da, Banca Internațională da. Mondială a venit și a spus că nu este de acord cu ce face El Salvador. Că no, nu, 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 rușii, nică. Bitcoin nu este transparent și că lucrurile nu trebuie să stea așa. Exact, că noi în rest suntem transparenti, domne, cu dolarii, cu toate lucrurile. Apropo, câți e, dolari aveți în circulație? Iar, <laughs> zice și noi. Apropo, da. Cred că cred că mai mulți decât ar trebui să Apropo unul, de, unul de monede de și de monede virtuale și de transparență, nu știu, trebuie să verificăm această informație, dar avem un comentator, TDICML07, care ne spune, ați auzit de comuna Ciugud? ciugut? Am auzit da, ciugut, da, da, am avut da, și da, interviu. Cu bani, nu știu cu ce cu banii. S-a lansat Ciugubanu? Ciugubanu este o chestie care nu are legătură cu cripto, doar e o chestie de imagine care A, sunt okay. uh, se întreabă. Și să recompensați copiii care colectează selectiv. Da, ceea ce mi se pare foarte drăguț, felicitări din nou comunei Ciugut, care este o comună uh, care duce fala comunelor din România. E, cea, mai um, cea mai comună celebră dintre... comună o comună peste multe orașe din România. O comună uh, care nu e comună de fel, adică e exact. e, nu, -i, nu, -i nu, exact, nu e obișnuită. Da, exact, exact, bravo, tare, foarte, foarte, foarte bun. Cu, și așa cum a zis și Cristian Codrescu, brătucul e viu! <laughs> He's, alive. He's alive! He is! He is! He is da. right there! Hai să trecem și la ultimul, dar nu cel din urmă, celălalt uh, dintre cei mari care a trecut în lumea cealaltă, să spunem așa. <laughs> da, avem un subiect acum, trebuie să trecem iarăși coborând rapelul României în bernă, pentru că a trecut în neființă jur că nu l-aș fi recunoscut niciodată dacă m-aș fi întâlnit cu el în deșert, Mircea Popescu, care a murit, deși poza din deșert, înnecat în Costa Rica. Cel mai bogat român în Bitcoin s-a prăpădit zilele acestea undeva în Costa Rica, aparent înnecat pentru că ar fi înnotat într-o zonă periculoasă. Și știrea asta E, am, mai, am mai auzit de niște, niște români care au murit în niște avioane într-o toaletă, știi, pe deasupra unei țări sud-americane. Întotdeauna când zici că cineva a murit și țară sud-americană în aceeași frază... Parcă ceva, e ceva în neregulă, nu? Uh, Parcă am mai văzut filmul ăsta. Uh, și uh, există știri despre Mircea Popescu pe mai multe site-uri, pentru că este unul dintre... Nu, primea... există o știre... Hai să clarificăm un pic. Există o știre preluată pe mai multe site-uri. Mie mi se pare că este aceeași știre pe toate site-urile. Ok. Adică e, e foarte greu să spui există știri. Există o știre pe care au preluat-o toți. E ceea ce de multe ori pe mine mă lasă un pic rece. Nu, nu prea îmi place treaba asta pentru că oricât ai vrea să cauți, la, la prima căutare, toți efectiv cop dau copy-paste la, la, la text. Ok. Dar până la urmă, cine este Mircea Popescu? Uh, pentru că miliardarul Mircea Popescu în cripto este unul dintre, este uh, un, un personaj de legendă. Au apărut deja mai multe știri și limba română despre el. Vă las să căutați să, să aflați mai multe despre el. Uh, însă ce știm despre el? Ce ai aflat tu, Andrei, despre foarte el? Foarte pe scurt, foarte pe scurt, uh, ca să rezum așa lucrurile, Mircea Popescu este unul dintre pionierii rețelei Bitcoin. Este unul dintre primii oameni care vorbea cu Satoshi care vorbea cu toți băieții pe Bitcoin Talk Forum încă din 2011, din 2010, din 2011 care a lansat un exchange denumit MPEX adică Mircea Popescu Exchange foarte... Mi se pare corect, la fel ca și pa Paco, am da. Știți Paulina și Costel da, 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 foarte tare și practic el este denumit în momentul de față și părintele toxicității Bitcoin maximalismului este un dintre primii maximaliști Uh, și sunt diferite povești cu el. Una din, cele mai, una din cele mai interesante povești este cea în care a primit uh, o citație de la cei de la Securities and Exchange Commission, SEC-ul american, acea uh, mare entitate care sperie Dragonul american, care sperie uh, întreaga lume cripto. Și uh, dacă stați să căutați pe blogul lui, a postat conversații pe care a avut-o prin mail-uri cu ei în care efectiv îi lua la mișto. Efectiv îi lua la mișto. Uh, oamenii au venit și au dat mail Hei, uh, am înțeles că tu ești cel care operează MPX Exchange Avem nevoie de la tine să ne dai date despre cine uh, Ce utilizator ai avut la tine pe Exchange Și răspunsurile lui sunt foarte comice La modul uh, Ce treabă aveți voi e La mine să veniți când îmi demonstrați că aveți autoritate aici În momentul de față nu vă dau nimic fără să mi demonstrați E, e foarte interesantă conversația pe care a avut-o el cu SCC Nu te-ai aștepta uh, de, nu, nu, nu cred că foarte mulți oameni ar fi în stare să răspundă în felul ăla către o autoritate atât de mare. Știrea în continuare este pe crhoi.com la origine. Asta este știrea originală din Costa Rica. Și acolo, în continuare, știrea din 23 iunie spune că un turist polonez a murit în timp ce da, în nota da, 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 da. pe plaja frumoasă, Plaia Hermosa. <laughs> da da, e, e, trist. e trist ce se întâmplă și vom încerca să aflăm mai multe despre Mircea Popescu, istoricul lui, mai ales că știm oamenii cu care mai stat de vorbă. O să încercăm să facem un material mai amplu. Dacă ai ceva, vreo informație, dacă ai avut contact cu el, dacă vrei să ne oferi niște capete de ață pentru investigația noastră, ca să vedem cine, cum a trăit și acum sunt tare curios cu ea, lăsa moștenire în milionul ăla de bitcoin, că dacă a dispărut, știi că se spunea că are un milion de bitcoin. Dacă Asta și... Așa spune e... el. Așa spunea el, da. Dar dacă e adevărat că el avea un milion cu milionul Satoshi și cu milioanele dispărute, practic masa monetară de Bitcoin în circulație devine din ce în ce mai mică. Exact. Și suntem tare curioși de poate știi cineva adresa lui de portofel. Știi care e treaba? Nu ar fi exclus să fi avut. El spunea că ar, că, că ar fi avut la un moment dat un milion, peste un milion de Bitcoin. Nu ar fi exclus pentru că se juca, așa cum am spus, în momente în care Bitcoin valora foarte puțin. În primul rând, uite, ca să uh, vezi o chestie interesantă, am folosit iarăși Wayback Machine pentru a merge undeva în 2013. În 23 octombrie 2013 suntem cu acest slide și asta este partea de pe MPX Exchange cu Frequently Asked Questions, cu FAQ. Astea erau FAQ-urile de pe site-ul lui, de pe, de pe exchange-ul lui și una dintre chestiile interesante este faptul că dacă vrei să folosești acest exchange ca să-ți faci un cont, te costa 30 de Bitcoin, ceea ce la acel moment era destul de puțin, undeva la sub 30 sau sub 30 de dolari, extrem de puțin, dar raportat la prețurile din ziua de azi, îți dai seama ce înseamnă, nu? Și fiind unul dintre primele exchanger, erau foarte mulți oameni care și-au făcut cont acolo, deci a strâns destul de mult bitcoin doar din chestia asta. Pe lângă asta, el a vândut acel site Satoshi Dice, dacă știți, care practic era un, un prim fel de barbut pe bitcoin, să spunem așa. Uh, un joc de asta în care tu, în funcție de cât de dai cu zarul, puteți să câștigi, să-ți înmulțești bitcoinii, a vândut acel site în 2013 cu numai puțin de 125.000 de Bitcoin. Așa că șansele că el s fi avut aproape sau peste un milion de, de bitcoin la un moment dat în, în cariera sa erau destul de mari. Ceea ce s-a întâmplat este că undeva la finalul bullrun-ului din 2017 a cam ieșit din sfera asta uh, publică și se pare că s-a dus și să stea liniștit prin Costa Rica, unde a și fost găsit acum. Ok. Așadar, încă o dată, dacă aveți informații pentru noi, scrieți-ne pe contact despre Mircea Popescu. Ne-ar plăcea să facem o investigație un pic mai profundă și poate aflăm lucruri mai puțin știute despre, cred eu, primul și singurul miliardar până acum în cripto din România cel puțin care, s-a care afișat, care e și public, care a tot vorbit despre chestia asta. Eu sunt convins că românii sunt oameni care au știut de la începutul internetului cum se mișcă treaba și sunt absolut convins că avem niște balene puternice, dar, sincer, și eu, dacă aș fi una dintre cele balene, aș sta liniștit, fără să stau să mă duc la Bucnici sau la Brătucu să le fac cu mâna, să le zic ce faceți, mă, eu sunt balenă, vreau la voi. Da, nu. poate că vreți, pentru că, uite, spre exemplu, îl suspectez că e un pic de balenuță și pe Robert Dincă, care s-a făcut nub și după aia s-a upgradat la Witcher. Mulțumim! Robert Dincă, mulțumim frumos! Ca, apropo de chestia asta, știu că s-au făcut donații în absența mea când eu eram la muncă la meci. La muncă la meci. La muncă la meci. S-au făcut donații aici pentru Andrei, să știți că el nu trăiește doar din donații. Dar ajută orice fel de donație, de aceea apreciem și pe Ciprian Iacob, care spune că pregătesc un vin bun pentru voi la reuniune. De la voi am descoperit universul NFT-urilor și am avut parte de un super rolă, costă anul ăsta. Mulțumesc Andrei și George Neus, mulțumim Ciprian. Oamenii ca tine ne motivează să facem ceea ce facem în connerii și, după cum ai văzut, nu am avut nicio plasare nici astăzi, ne încăpățânăm. Încă să nu avem plasări comerciale, pentru că așteptăm uh, să facem câteva parteneriate simple, puternice și valoroase. Exact. Adică nu putem să mergem pe orice fel de uh, chestie nouă apărută în cripto, pentru că ați observat ce se întâmplă cu majoritatea dintre ele. Și cu ocazia asta pot să salut și primul nostru membru, câine, l avem pe Pufle de funny Dog, care a ales să devină Nub. Ok. Adevărul okay. că dacă te-ar te te denumi, te denumi, pufle, în afară de nub, Nu ai putea să fie altceva. Ok. Și mergem cu ocazia asta și la cel mai mare fan al câinilor? Corect. Hai. Pentru Hai. că este ziua lui. La mulți Elon Musk. Am greșit butonul. La mulți Elon Musk. Mulți ani între Mulți La... Ai, bă, Elon, serios. Mol. Și uh, dacă vrei să-l salut pe Elon Musk Unde altundeva decât la el Pe Twitter, pentru că nu e acolo astăzi Cred că s-a dus să bea sau să consume ceva Exact, s-a dus să pe, pe, Chestii pe care noi nu le uh, nimeni, consumăm nimeni Nu le mai consumăm Unii dintre noi Una dintre uh, lucrurile pe care le-a făcut Din nou în ultima perioadă Este să facă un pic de shilling de Shiba în stilul, lui, uh, în stilul lui Personal, să spunem așa A spus că când uh, și iau un Shiba Inu și o să-i pună numele Floki. OK. Bineînțeles. Shiba Inu moneda uh, a avut de câștigat pe urma. A acest avut, acest ia să vedem ce s-a întâmplat. Hai să vedem așadar ce efect mai are un tweet de la Elon Musk zilele astea. OK, stai o secundă să intrăm să vedem. Hop, CoinGecko. Shiba Inu. Shiba. Ah, au apărut șapte teste, dar interesant că nu e printre primele pe care mi le arată. Și apropo de asta, să nu vorbiți urât de câini, că mi-am luat. De am de o săptămână. Cum? De ce nu ți-ai luat și tu un A o săptămână și două zile de când mai puțin. De ce ți-ai ți luat shibainu, În loc să-mi iau am, am ales să-mi iau un câine adevărat care este non-fungible. Ok, ok. Mi-a luat un, un non-fungible non dog. Frumos, frumos. Uh, ia să vedem când avea, am ieșit, nu? Uh, bravo, Andrei a ieșit de pe, de pe, acel, da. Era pe 25 iunie postat, undeva în zona asta, 678, n-a fost o creștere foarte mare. Deci... N -a, făcut un a ajuns foarte acolo foarte unde merita, alături de John McAfee, la cei mai ascultați și respectați de pe Twitter. Încă, încă, nu, dar e pe drum. Se apropie. Da. Și sunt convins că o face cu intenție astfel încât FCC-ul american să se împace și SEC-ul. SEC-ul american, adică Securities Exchange Commission, care a mai amendat în trecut Tesla și le-au cerut inclusiv să-l dea jos. Bă, dați-l păla jos de acolo, asta le au zis, de, de, de. că vă și amendăm și totuși au reușit să scape doar cu amendă. Oricum, msc american, atunci când vine vorba de orice fel de problemă financiară, soluția lor de fiecare dată este o amendă și lasă-i în pace. De. Și de obicei amenda este măruțișă. Mă. Mă. Da, sau dacă nu cumva se întâmplă cum s-a întâmplat cu Tether, în care au ajuns ei la o rezolvare. Am ajuns la o rezolvare, băieți. Stați voi liniștiți că am rezolvat-o noi pe la... Nu putem să vă spunem cum am rezolvat-o exact, dar am rezolvat-o, e ok. Să seată toată lumea la locurile voastre că noi o rezolvăm. Stați liniștiți, da. Deci cu Elon Musk, happy birthday Elon Musk, 50 de ani de Elon Musk. Cine ar fi crezut? Toate acele companii celebre care, într-adevăr, au schimbat destule de chestii Pe lângă toată ironia pe care o aducem acestui personaj, totuși trebuie să-i aducem și destul de multă recunoștință, pentru că este unul dintre oamenii care au schimbat, zic eu, fața planetei, într-un fel sau altul, în ultima perioadă. Oricât de antipatică mi este pentru ce a făcut în ultima vreme uh, pentru Bitcoin, trebuie să spun că nu am cu ce să schimb Model 3-ul. Vezi? Yes. și atunci. Câțiva ani mai târziu încă nu pot schimba cu altceva mai bun la, cel, la același preț, și mașina există de 5 ani, concurența așadar este în urmă cu cel puțin 5 ani în urma lui Elon Musk la toate capitolele. Și e. se vede clar că o revizuire, viziune începând de la X.com, PayPal, Z, Solar City, Tesla, SpaceX. Nu sunt companii pe care pe toate le-a făcut el, dar cu siguranță a pus umărul și l-a la nivelul următor pe fiecare din ele. Acolo unde a intrat el în business, lucrurile au luat o anumită direcție. Are un instinct bun de prădător de business. Uh, înțelege Trebuie viitorul. Este în continuare al treilea pe a celor mai bogați oameni din lume. Dar Bernard Arnaud pe 2 And family. What? Fondatorul LVMH. Băi, adevără că este e de înțeles că toată lumea este disperată în perioada asta pe, luxu, pe lux. Da. Deci dacă nu aveți ce faceți cu banii voștri, ajutați-l pe Bernard Arnault să-l bată pe Jeff Bezos. Apropo, există o petiție prin care se cere ca da, Jeff da, Bezos da, să, vârf, spație, să nu se mai întoarcă din spațiu. Să nu mai lase. Pe... Dar sigur o să reușești prin această petiție să nu-l mai lase pe Jeff Bezos să întoarcă cu nevasta din excursie. Și cu fratele și cu fratele din excursia plănuită. Dar tu îți că există o probabilitate destul de ridicată pentru că călătorile în spațiu sunt încă nu are chestii foarte periculoase ca Jeff o să nu se mai întoarcă. Asta e una, dar nu că să nu-l lase cineva. asta, asta <laughs> mi s-a părut foarte, foarte fani. Apropo de călătorii în spațiu, mi-am luat, George, nu știu dacă a observat, tricou tematic uh, cu Hopium, care să ne aducă la New Moons, la noi all-time high-uri, la Tudamunuri, la ce vreți voi. Da. O să ajungem, stați în momentul ăsta ascultă și eu un SF foarte bun, <laughs> dacă tot vorbim de SF-uri, pe care vi recomand Wayward Galaxy pe Audible, foarte fain narat. Okay. Îți dau okay. am, am văzut că și tu ești pe Audible în perioada asta, nu prea-ți place, și cu yeah. cititul ție E mult mai simplu. Adică știi care e treaba? Sunt diferite. Sunt din punctul meu de vedere, sunt momente perfecte pentru citit, sunt momente perfecte pentru ascultat. N-ai putea să stai o oră în trafic și să citești, din păcate. La volan? E greu. Adevărat, cum ar fi să-l vezi e pe e. unul într-o Tesla că stă și citește? știi cum e? Cum, da, la dacă te uiți la în București și vezi pe toți cu telefonul în mână, aș prefera să-l văd o carte. Bă, măcar când faci accident <gătă -i> să-mi zici, Bă, îmi pare rău, eram la pagina, eram la capitolul 3 din, nu știu Dostăriez, ce carte, din, da. Uh, idiotul. Bă, și îmi plăcea atât de tare încât n-am am, comodă, -am, da. uitat mai, am uitat să mai am uitat să frânez. Da. Ar fi mai ok decât să mi zici că erai pe TikTok și te uitai la una care dansează din buric. Din punctul meu de vedere. Iris, 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 Ne întoarcem la membrii noștri care suntem alături aici la comentarii. Încă o dată le mulțumim tuturor celor care au venit alături de noi în seara asta. Vă mulțumim pentru susținere și mai luăm câteva minute rapide pentru câteva comentarii înainte să ne ducem și noi la casele noastre, fiecare la casa lui. Exact. Până atunci, haideți cu un like pentru că suntem câți oameni sunt în George. Suntem 750 de oameni, apropo se vede că a mai scăzut un pic din interesul oamenilor pentru cripto, odată ce cripto n-a mai fost atât de uh, rapidă și volatilă. Asta se întâmplă de fiecare dată, nu ne miră, dar ne, în același timp ne bucură faptul că avem atât de mulți oameni care sunt interesați chiar și în aceste perioade. Evident! Dar așteaptă puțin ca vine Bitcoinul la 60 de mii. Știi cum o să crească traficul proporțional. Și știi cum o să crească, apropo, că toată lumea se va la 60 de mii, că e scump Bitcoin și că doamne ce l-aș cumpăra la 30 de mii. Și acum toți sunt, Ia de bă, aici. nu prea pot să, nu știu ce să zic. Știi care treaba în momentul de față e clar, avem două mari posibilități. Ori mai, avem, ori mai avem un pic din acest bullrun, ori s-a dus la treaba asta. Sunt, sunt, nu, nu prea există care de mijloc între, între aceste două, două posibilități, și atunci unii dintre cei care spun una sau alta o să aibă cu siguranță dreptate. Eu cred că nici ei nu știu, și clar, ni, clar nici ei nu sunt siguri pe vreuna dintre ele, dar e clar că unii dintre ei trebuie să. Ori alborea neagră. Ce să mai? Băi, în, până una alta mea e neagră. Deschide-te, rog, da. Instagram-ul meu. Okay, Pentru okay. că întreabă cineva aici, uh, Dorian Herețiu întreabă, sunt convins că tu nu prea sociabil așa, cel mai probabil nu ai Instagram și nu te învinovățesc, dar dacă te ajută la ceva, îți fac cunoștință cu câinele care stă la baza viitoare mele monede. Ok, ok. O să iau câte un fir de păr, o să-l fac NFT și o să o vând pe Jezi pe, pe, bucăți. Arup Jezi, apropo. Arup Jezi, da. Jezi arup mai tare decât orice am postat eu până acum pe internet. <laughs> Ea este Jezi și uh, m-am topit. Cum a zis cineva, ce frumoasă e are și chiloței. Uh -huh. <laughs> Vezi? Pare, e super tare. Jezi o alergăm în fiecare zi sau ea ne alergă pe noi? Habar n-am care între nu cel prea, doi var. Nu prea poți să dai seama. Da. Folosesc furtunuri cu jet și tot felul de chestii ca să curăț după ea. Și trebuie să o păzesc să nu muște plantele și florile. Exact cum am fost amenințat de tot felul de oameni că este un grădinar foarte bun. Este Labrador Retriever dintr-o canisă foarte specială și are un străbunic american. Ok. okay. Are un pedigree impresionant. Am primit așa un, un arbor ăsta genealogic. Nu are familia mea arbore genealogic, cum exact, are câinele. Vreau să zic. Da, da, drăguț, foarte drăguț. Da, e superbă, e superbă. Se vede. Da. Uite. Lit, sper să faceți cripto vineri când o să fie Bitcoin la 14-16.000. <fie> Sigur, no, acum trei ani cripto vineri s-au oprit datorită bear market, până la urmă susțineți cripto sau so we go with the trend. Lit, atunci când făceam eu cripto vineri, încă nu era bull market, era, piața nu era, nu era sus. Adică eu am făcut uh, și în bear market o perioadă. Problema e că eu, eu trebuia să susțin activitatea, mai, să, să mai și muncesc, nu doar să fac content, știi? Contentul la mine întotdeauna a fost mai mult spre hobby. Și în perioada respectivă făceam foarte multe evenimente. Eu, eu una dintre sursele mele importante de venit. Multă vreme nu a fost aici în studio, abia anul ăsta a început să fie. Vă spun chestii din casă acum, dar suntem aici între prieteni. Uh, și cea mai mare sursă de venit pentru mine au fost evenimentele din companii, pentru că eu sunt speaker la tot felul de evenimente corporate la evenimente publice, la conferințe, la festivaluri, la lucruri de genul ăsta, nu postez eu pe social media și nu prea uh, accept să apar pe panouri publicitare, dar credeți-mă, fac des lucrul ăsta, pentru că după cum vă dați seama, sunt în stare să vorbesc uh, până când îmi apeși pe buton. Și îmi și place să fac lucrul ăsta, nu ies foarte des în public, nu sunt foarte sociabil, nu sunt uh, monden, nu prea mă vedeți pe la evenimente mondene, dar îmi place să merg la evenimente speciale cu industria imobiliară, IT-ul, spre exemplu am avut recent eveniment la Cluj, cu toți, uh, majoritatea CEO de top din, din oraș. O comunitate genială de oameni foarte tari și cât am fost acolo la eveniment am aflat și de mașina electrică românească. Asta îmi place mie să fac și asta e una dintre sursele mele de venit dacă te ajută la ceva. Și ca să închidem cercul, să ne întoarcem, o să facem și un bear market pentru că suntem aici și sunt convins că acum mai mult ca niciodată sunt mai multe proiecte, mai multe companii, mai multe tehnologii care vor să ajungă în fața voastră. Și Moneda noastră... Mo, moneda. <laughs> moneda nu <clears throat> o să avem monedă. Deci dacă auziți că am zis vreodată că avem monedă, să nu o cumpărați. Uh, metoda noastră de monetizare, uh, vă spunem pe șleau de la început, uh, ceea ce și vedeți că am, și, am mai spus lucrul ăsta, dar o să mai spunem până când o să fie înțeles. Noi vom vinde accesul la voi. Ce înseamnă asta? Dacă un proiect vrea să vină să se prezinte, va plăti un fi ca să se prezinte. Dar este ca și cum a plătit chirie pentru scenă, nu, nu cumpără și întrebările noastre sau uh, ceea ce vom întreba sau nici nu poate să cenzureze materialul după. Pur și simplu cumpără ca un bilet de acces în fața voastră, însă chiar și așa nu orice proiect poate plăti acest bilet, pentru că trebuie să facem selecție și deja am refuzat mai multe proiecte în ultimele săptămâni, pentru că dacă vedem risc și pericol acolo, nici măcar nu le luăm banii, nu stăm la discuții deci încercăm să monetizăm într-un mod cât putem noi de sustenabil, pe de o parte pe de altă parte și veniturile din YouTube sunt în creștere și dacă veniturile astea vor continua să crească s-ar putea să fim într-o poziție uh, foarte interesantă în care să nu mai trebuie să luăm reclamă aproape deloc pe canalele noastre de YouTube ne apropiem de ziua când în România RPM-ul o să fie ca în Statele Unite D adică dacă se dublează încă o dată ne apropiem de Statele Unite nu avem noi traficul de acolo din cauza limbii, dar începem să devenim sustenabili. Și asta este mai ales datorită vouă, pentru că avem membri plătitori, avem membri cotizanți, avem membri de 16 luni care plătesc în fiecare lună și oameni care vin la fiecare uh, live și dau like. Uite, spre exemplu, cum avem și acum uh, like-uri, cum, doar 450? 451. 451, ok, okay. Haideți cu like-urile. Deci, de fiecare dată când dați like și dați un comentariu, voi interacționați cu noi, accelerați algoritmul și ne duceți mai mult către baza aia de 1.080.000 de abonați care nu sunt notificați decât așa. Așa se dezvoltă industria contentului în România, și eu sunt aici de pe vremea când YouTube-ul se făcea cu bani aduși din salariul de la ProTV, după care echipă cu bani făcuți din evenimente. Eu cred că 2021-2022 poate fi un tipping point în care să ne susținem din ce facem aici, nu în altă parte. Și asta. Datorită vouă, pentru că sunt foarte mulți oameni, sunt convins eu că nu nu se fac oamenii membri la noi din caritate. Nu e vorba de milă, sunt convins că obțineți ceva valoros la schimb. Mie da? îmi scriu mie, dacă mie îmi scriu o grămadă de oameni care îmi spun că, exact cum ne a zis mai devreme, un, unul dintre utilizatori care a spus că a aflat de, de NFT-uri de la noi și că ne mulțumesc. Îmi scriu în fiecare săptămână 2-3 oameni de genul ăsta care sincer vin și mulțumesc pentru faptul că. Doar din partea mea de, de conținut pe care o fac alături de tine au aflat lucruri noi, dar apoi în toți anii pe care i-ai făcut tu, câți oameni n-au reușit să-și cumpere un telefon sau să-și cumpere vreo habarie, am neaminte exact. chestie din pricina asta. Și revenim exact. să completez și un pic la răspunsul, la întrebarea pe care ai avut-o utilizator nostru. Eu nu eram în perioada aia aici și, pe lângă asta, eu nu aș fi făcut niciodată content dacă nu era George care să mă împingă efectiv de la spate și să-mi zică Hai să facem cripto, hai să facem cripto, pentru că eu sunt om de spatele camerei și pasiunea mea încă este. Ai zis pe șleau, camere. nici n-ai vrut să faci cripto inițial. Nici n-am vrut să fac nimic inițial. Nu te la cameră. n am vrut să fac nimic inițial. -am fac, -am fac nimic inițial nu am vrut, că că la... nimic inițial nu că am vrut să fac nimic inițial. Eu sunt om de spatele camerei și eu am fost tot timpul, lucrez în spatele camerei de 10 ani acum. Și încă iubesc să fac asta, și încă o să iubesc să fac asta în continuare, pentru că asta e pasiunea mea: fotografia, videografia și în același timp criptomonedele. N-a fost niciodată până mai de curând o chestie care să-mi placă, sau cel puțin să știu că îmi place. Da. De când am descoperit că pot să o fac și că mă trage prin pricina ta, mi-am dat seama că da, poate fi și asta o ramură prin care aș putea să activez și să aduc un plus de valoare în anumite zone. Și de aceea o fac în ambele singurele chestii care mi-au plăcut mie în viață activez în ambele, acum și ca creator de conținut, ceea ce nu pot exact. să-ți mulțumesc pentru asta. Vă mulțumim și vouă așadar că ați venit alături de noi, mulțumim și lui Sergiu Matei care tocmai ce a devenit noob uh, și le mulțumim tuturor celor care vin ca de fiecare dată aici. Uh, uite, Robert Dincă uh, apropo de Robert Dincă știi cine e Robert Dincă? Este proprietarul lui Ford Machi. A, drăguț, drăguț. Da. Stai că n-am terminat ce vreau să spun. Așa, da, nu, deci nu eram, nu făceam, n-aș fi făcut content pe George și da, te asigur că o să o facem și în bear market pentru că eu am timpul necesar să fac un bear market și să duc tot bear marketul, indiferent cât o să țină el, pentru că vreau alături de oamenii care chiar sunt lângă noi să învețe lucruri și să suporte. Pentru că o să fie vremuri grele, o să fie vremuri în care nu o să mai vrei să auzi efectiv de cripto. Crede-mă, nu o să mai vrei să auzi de cripto. O să zici, îmi bag și îmi scot și mi-a trebuit mie criptomonedele voastre, cu lăsați-mă cu criptomonedele că nu mai pot. Atunci vreau ca ăia 10, 20, 30, 50 de oameni care o să rămână cu noi și care o să uite în continuare la canalul Criptovineri și la emisiunea Criptovineri să răzbată pentru următorul bullrun, care cu siguranță va veni. Pentru că dacă dai zoom out o să vezi că întotdeauna se poate mai bine și dacă dai zoom out nu o să vezi cămașa cu burtă, Dorian Herețiu. Faptul că te mă urmărește de când aveam eu cămașă cu burtă, așa este. Dar cămașa aia nu mai există. Trei cămăși cu haine A, am adus să aici. Dar burta, burta? Nu, mai, e, nu prea mai e nici burtă. Nu, nu, mai prea e nici, mai burta, e nici burta. Uite aici. Nu prea mai am, mai mult, mai mulți, mulți mușcatine. tine. Absolut. Uite te un pic la mine, George. uite te, să uite -te puțin la e, mine. E ușor. Adică, e... Dor mai mult, fac sport mai mult, sunt mult mai bine decât eram și o să fiu și mai bine. Cum a zis cineva, bă, dar asta nu mai îmbătrânește. Nu am de gând să fiu aici forever făcând content. Și cu asta, gata, ne oprim aproape de final. Le mulțumim tuturor celor care ne urmăresc, ne susțin. Le mulțumim lui Robert Dincă, care ne-a promutat un Ford mach la care montăm de, de zor, uh, Laurențiu uh, 2, ca să zic așa. Uh, videograful nostru lucrează la montaj ca să facem un clip uh, cât se poate de bun Uh, îi salutăm foarte rapid pe cei care au mai intrat mai târziu, pe Sebi Robert, uh, pe Mario Alexa l a mai salutat, ca, ca de obicei la datorie, Florin Virgil Miron, comentariu. Asta, asta este un algoritm. A dat, a dat un emoji și un comentariu, nu? Corect, să știe. Corect. să mai face un pic de shame ne la final. Nu știu dacă ai văzut clipul lui uh, Sorin cu blockbusterle. Băi, trebuie neapărat să-l vedeți. Acum, nu că este Sorin al nostru, dar Sorin Tănase este un tip super tare. Odată ce treceți de fața asta de film românesc, de actor de film românesc. Nu, că așa arată. Deci zici că... Băi, deci în primul rând, pentru cine nu are idee și nu prea înțelege, Sorin este regizor la bază, este un un regizor care este, are deja Este nu doar cinefil, este și cineast. Exact, și are deja în spate uh, niște producții și niște vise de mari producții și un cap de și mai mari producții, uh, și tot ce face el Chiar dacă nu e, nea, e destul de nișat și mai ales că acum perioada cu cinematografele a fost și mai băgat într-un colț prezintă foarte fain și are niște chestii și informații foarte valoroase exact. de fiecare dată. Nu are el freza lui Andrei Brătucu, <laughs> nu are barba blondă a lui Andrei Brătucu, bă, dar știe filme. Și si, ca de obicei vă întreabă ce filme ați mai văzut și si voi, dar credeți-mă, recomandările lui sunt foarte, foarte bune. Spre exemplu, acum lucrează și si... m-a întrebat cum pot să fac Și si am aranjat să meargă să facă o filmare cu una dintre mașinile lui James Bond. Este foarte pasionat de ceea ce face, este un foarte bun coleg și si clipurile lui despre blockbuster de pe Cavaleria.ro este iarăși foarte bun. Vi recomand ca să aveți ceva interesant de văzut, că știu că e greu acolo pe Netflix. Exact. Deci mergeți și la Sorin, apăsați butonul de like, și da, îl țineți la aproape că are, are chestii interesante pe care cu siguranță vreți să le auziți la un moment dat. Ok, cam atât pentru seara asta. Ca de obicei ne-a făcut o mare bucurie să fim alături de voi. Aveți grijă de voi de unii de alții. Păziți-vă, bucurați-vă de vara asta pentru că nu mai durează mult, vara se va termina repede anul ăsta. Sper că aveți aer condiționat în casă, pentru că de la sfârșitul lunii august există riscul să, să bul bulra, nu că stăm toți în casă, știi? <cute> da, ar putea Și în loc să de. cheltuim pe salată grecească, să <cute> băgăm pe, pe <cute> cripto. monede, da. Râdem, glumim, dar până una alta, acesta a fost Cripto Vineri din această seară. Urmărește-ne și pe canalul dedicat Cripto Vineri, unde avem content special pentru voi. De mai multe ori pe săptămână avem și creatori care scriu materiale foarte bune și primele le voi vedea încă din această săptămână lucrăm de zor, lucrăm pentru voi, luați și învățați și folosiți în folosul vostru. Cam atât, Andrei, mulțumesc! Mulțumesc, George! Încă o dată vă mulțumesc și vouă! Ca de obicei, like, share și subscribe. Dați share acestui material ca să ne ajutați să ajungem la cât mai mulți oameni care poate ar putea să și beneficieze de pe urma unor informații gratis despre lucruri care costă în cazul ăsta. Seară bună! Numai bine!